Vineri 26 august, în aula Bibliotecii Centrale Universitare Veolia Energie Iași, fosta Dalchia, sărbătorește aniversarea 50 de ani de la înființarea centralei Tudor, 30 de ani de la existența centralei de la Holboca, dar și 4 ani de existența a Veolia. La acest eveniment vor lua parte actual și foști angajați, dar și reprezentanți ai autorităților locale. Cei mai vechi angajați vor fi premiați de reprezentanța Veolia. După premierea veteranilor, toți participanții sunt invitați la slujbele de sfințire a instalațiilor de la Cet Holboca și Tudor. Deplasarea se va face cu trei autocare, iar plecarea va avea loc din fața Casei de Cultura Studenților din Iași. Toți cei care au respect față de trecut și care privesc cu încredere în viitorul sistem centralizat de termoficare sunt așteptați la aniversare.